Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această ocazie avem privilegiul ca împreună cu noi să fie un veteran, un străbunic, un om deosebit, care la 92 de ani astăzi a făcut prima excursie cu avionul, de la Oradea la București. Din comuna Hinchiriș, județul Bihor, împreună cu noi se află domnul Florian Duma. Bună seara, bine ați venit! Mulțumim! Mulțumim! Vreau să vă spun, dragi prieteni, că în această seară o să discutăm mai mult în graiul bihorean, așa, mai mult în graiul bihorean și sper că o să înțelegeți graiul nostru. Eu mă simt ca acasă cu domnul Florian. Agricultor a fost toată viața lui și s-a ocupat cu coșuri de nuiele. Da. Mai știți să faceți coșuri și acum? Da, da. Și acum fac. Da? Puteți? Aveți putere să le îndoiți? Da, 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 da. Fac și așa cum. Și fac mături, iar mături tăi astea genii. Adică, cu ocazia asta, și când meream la piață cu coșuri, era unul de făcea mături din nuieli și pe timpul când așa, nu mai vedeam că avea o grămadă de mături de loc, nu mai avea nici una. Apoi, lasă, dar până nu este la noi mături destule, știi, târzi aceia de... Și am făcut și târși. Am făcut, apoi continuu și eu. Mi-a făcut... Și ați făcut business din ele. Da. Ați trăit cu ele. Am, știți, că aveam patru prunci, adică trei prunci și o fată. Și apoi trebuia la școală, știți, îmi trebuia bani la prunci, unul, altul și cu cărți. Știu foarte bine cum trebuie bani la prunci la școală, știu foarte bine. Da. Domnul Florian, da. Povestiți-ne puțin din viața dumneavoastră. Cum v-ați născut? Cum au fost lucrurile pe vremea aceea? În ce an v-ați născut? În 26, 9 martie. În 1926? Da. 9 martie. Fantastic. 9 martie. Mulți ani, anul ăsta aveți 92 de ani. Da. Mulți ani sănătoși vă doresc. Doamne și elu, dacă n-am cred că ești în ziua. Nu v-ați gândit? Dacă a rămas de tata, a rămas trei prunci. Adică doi prunci și o fată, dar pruncul unul a rămas în leagăn. Acela nici nu trăi numai 2 ani. A murit? A murit acela. Fratele dumneavoastră? Da, fratele meu acela a murit, cel mic. S-a îmbolnăvit? S-a îmbolnăvit și murit. Atunci așa măreai copii. Mama a avut mulți prunci, dar numai 3 a rămas. Adică 2 a rămas până am la urmă. Sora mea a murit, am de 2 ani. Nu, mai iasă de... Cam, poate fi de 5 ani, poate fi. Am înțeles. Tata dumneavoastră de ce a murit? Tata, i-a venit o bubă, i-a ieșit o bubă înainte în ar. În ar, s-a dus și l-a ars și după ce l-a ars, iar i-a ieșit așa, aici în falcă. După ce s-a dus și l-a operat, iar i-a ieșit, apoi s-a mutat aici la gât. Și așa că când aici la gât s-a dus la Oradea, apoi să-l opereze și la Oradea nu l-a operat, că îi intră vânii și o zică să mor la ei în brânci, mai bine mei și mor acasă. Zice, numai eu, da, îi dădea de 10 strope din doieguță ca să bea, ca să nu-l doară. Câți ani aveați dumneavoastră când a murit tata? Un 13 ani. 13 ani. Da. Deci dumneavoastră 13, aveați un frate în leagăn și sora dumneavoastră? Sora mai tânără ca mine, cu 4 ani. Cu 4 ani, deci la 9 ani era sora. Da. Și cu ce v-a crescut mama dumneavoastră apoi? Apoi ne-a crescut că avem o rămas de tata boi, vaci și vacă și niște oi și avem rujine de pământ cam o 9 hectare de pământ. Numai era mai mult fânață. Și... Sunt dealuri pe acolo, pe la Hinchiriș? Dealuri. Îl dădea mama, cosea în parte și ne aducea oamenii fână o casă și așa o ținu mama boia, apoi până am crescut eu, o crescut. Și v-ați apucat de lucru de tânăr? Da, da, de tânăr. La școală ați fost? La școală, puțin am fost la școală, că... Dacă a murit tata, mama nu mă mâna la școală. Tata iar mă mâna la școală ca ținea oi. Numai când era neau mă mâna la oi, la școală.
Adică atunci când oile trebuia să stea înăuntru. Așa, da. În rest mergeați cu oile. În rest, hai cu oile, hai cu oile. Zicea că nu mă faci, nu mă faci eu domn. Am înțeles. Așa era vorba. Nu mă faci eu domn, zice. Nici tata nu învăța să... Că și tata a rămas temighițată s-o. Temighițată s-o, așa spune povestea el. Orfan și tatăl dumneavoastră. Da, numai... El a rămas mai mare alea, că așa zice tata, mai mare. Bun, după ce ați început să fiți capul familiei, practic, mama s-a recăsătorit? Nu. Nu s-a mai recăsătorit? Nu s-a mai recăsătorit. Mama... La ce vârstă v-ați căsătorit dumneavoastră? La 20 de ani. La 20 de ani. Așa, da. Și până la 20 de ani, erați credincios, credeați în Dumnezeu? Cum era situația? Da, eram, adică, ce s-a întâmplat, că l-am mai povestit eu, eram prieten cu un băiatul care merea la baptiști, părinții lui era baptiști. Și eram prieten cu acela, că era cu un an mai bătrân decât mine, și merem pe acolo, pe lumea, pe sat, pe vale, într-o seară. Și mă întâlnesc cu el merea la adunare. Zice, să-mi necăim, mergul. Mărg, zic, că te luăm șezătoare. Că atunci torcea pe timpul acela, torcea muierile câine pe multe, știi, și lină și torcea. Dar zice, să-mi că nu merg cu el la pocăiți, la baptiști. Hai, mă zic, să mă duc să vedem cum o e. M-am dus și mi-a plăcut. Cum cântau, cum se rugau. Tare mi-a plăcut. M-am dus apoi continuu cu el și o mărșit sora mea. Era mai mică, dar o mărșie, că cânta. Și cum mai niște vecini de pe acolo, trebuie să merem acolo la ei, la baptiști. Dar era doi frate, adică adventiști acolo la noi. Mama era vârcul unu, care el n-avea boi, dar meream eu cu boi și lucram la lui și el iară venea cu brânca și mi-a ajutat mie și așa. Și i-am spus că ea că și eu mă la pocăiți. I-a părut bine și dacă i-a spus, atunci au dat în două testament și o carte de cântări la frate baptiști. Avea el? Avea el, da. Că și el mă se asemenea la frate baptiști. Și mi-a arătat el apoi sâmbăta la Iesaia, că acolo unde închide, că după cum cerul cel nou și pământul cel nou pe care o face, zice Domnul, așa vă dă noi sămânța voastră, numele vostru, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înainte mea. Când am cecit asta, atunci mi-a tăiat capul, am mai mers la frate baptist, dar din când în când. Și de când mă-i pocăi, mă-i pocăi așa cum treabă, să-ți spun sâmbăta, că băi, că și dacă și după nouă, m-am dus și le-am spus, uite, ia că ce e, zic, ia că ronia mea, ia că, e ce că e scrie, le-am spus, ia că la Isa, e ce că e în veci, e în veci, zic, dar scrie că după nouă cer și pământ. Așa că... Și n-ați fost să mai întrebați pe unul, pe altul, pe părintele, nu v-ați dus să-l întrebați? Am mers apoi, cu fratele acea, cu băiatul acela de m-o chema pe mine la frate baptist și cu încă unul mai mare, era vârcul acela. Am mers la popa să stăm să ne rămurească. Și apoi el nu ne-o rămuri din bibli, numai din niște cărți. Nu a arătat niște cărți, dar a ieșit de acolo, nu-i rămuri de el. N-am mai mers apoi, am rămas așa. Până au venit niște frate acolo, apoi pe la noi cu cărți, cu cărți din casă în casă, corportori, așa aici că de corportori. Și au dus și două scripturi și fratele acela care era văr cu mama, zice, mă, Flori, avem pe aici doi frați cu cărți, zice, dacă strabă, ea are două scripturi. Una ți-o dăm ție, și una la șeful Naiboru. Și apoi... V-a trebuit. Nu, cum să nu am cumpărat, și mi-a trebuit și eu. Și apoi m-am căsătorit apoi și muierea putea ce ții mai bine ca mine. Dumneavoastră aveați dificultăți cu școala, cu da, cititul. Da. Și soția citea mai bine. Ea citea mai bine și apoi... Și citea din Biblie? Citea. Îi și... plăcea, dar ce era când o citea și nu, și vede că e sâmbătă și așa, că ne arăta să fratele moțală, ne însemna să Biblia în felul cum ne scrie sâmbătă, știi. Și... socul mi-e nouă numai pe fata aceea care o luat eu de la el. Deci era singur la părinți? Numai singur. Când am mers toată la ei la să le desfăcăm tenciu. Adică porumbul? Porumbul, la să le desfăcăm.
Mem și spune fata că ea, că ți-a masa, că ea și ea, ai pocăit să vă anima pocăit, că nimic nu va da uite pe soarca că mea cătăie. Adică o amenințat-o că dacă se pocăiește, nu-i mai dezestre, nu? Nu-i de nimic, da, nu de nimic. Și ce s-a întâmplat până la urmă? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că eu apoi, iarna, am început apoi să știu, sâmbata. Și mergem și cu ea la adunare la sâmbata și eram noi mai mulți. Unde, în ce localitate mergeați? La noi în sat. La Hinchiriș? La Hinchiriș. Ne-am muncit o dată, 9 inși odată, niciodată. Trige la noi, eu și mama și soră mea. Și muierea mult, dar muierea a venit și a dus de la mine soacră mea. Adică o luat-o acasă? O luat și o dus de la mine. După ce v-ați căsătorit? Da, după ce... Din cauza asta că mergeați la biserică sâmbătă? Da, o dus de la mine și mi-a înciuntat de gând atunci. Da? Adică ce înseamnă? V-ați supărat pe ea de atunci? Dacă o dus de la mine, n-am mai gândit eu că mai vine în veac. Și n-ați putut merge după ea sau cum a fost? O dus de la mine și era încununat, s-a dus. Dar ce s-a întâmplat? Asta era iarna, la începutul iernii. Primăvara, eu m-am dus apoi să încurățesc într-o duminică, să încurățesc osalaiele, știi, până cosam iarba, ca să poți cosi bine vara, știi, când e pe vara. M-am dus într-o duminică să încurățesc pe acolo hereascuri și mușinoaiele, să poți cosi. Când viu sara acasă, zice mama către mine că, Flori, o venit soacă ta să mergi pe muiere. La cât timp după ce au luat-o? Numai iarna aceea o stat la ea. Am înțeles. Și primăvara, apoi s-o primăvar și au venit să mă duc după ea. Eu atunci mă duc eu la fratele, la Ronia Medie, la acela de era, mi-a dădus la Scriptura și mă zic către ea că au venit soacă mea să mă duc după muiere, după Aurina. Foarte bine ce mine, foarte bine, numai știi ce face ce mine. Mei și vorbesc cu ei, dacă vrea să mergi la sfat și să fie ieșire de la ortodox. Să nu pățești tu cum am pățit eu aici, că el adică a fost la ortodox acolo și a murit un prunc. Și nu a putut să meargă să vii să îl îngroape predicatorul și îl îngroapa popa. Și dacă poate că ai vezi și legice și dacă nu mergi să-ți faci ieșire de la ortodox, vine și îți îngroapă popa și popa vine cu cruce, cu țară, el obiceiul lui. M-am dus apoi la Urina, vrei să vezi eu? Nu, atunci știi ce zic? Mem la amândoi, la sfat și ne facem, că nici eu nu făcut să ieși el, știi? Mem și ne facem ieșire de la ortodox și că ea că... Așa ați crezut dumneavoastră atunci? Așa, și așa am și făcut. Și a venit acasă soția? A venit acasă soția și până muri, a fost împreună. Am fost împreună. Auziți, în 26 v-ați născut, în 44 câți ani aveați? 6 cu 18 ani aveți, nu? Când? Când a fost războiul. Nu v-a luat la război? Nu, că am fost mai tânăr. Care a fost cu 3 ani mai bătrâni, că mi-a ajuns, eu sunt la războiul. Și-au murit mult atunci la război. Dacă cu 3 ani. Dumneavoastră a fost mai tânăr. Mai tânăr, cu 3 ani, adică știi. Care au fost 45 și au ajuns în război săraci. Dar eu am fost 48. Am înțeles. Da. Bun. Ce s-a întâmplat mai departe? După ce v-ați căsătorit, după ce... A trebuit să mergeți în armată. Da, am mers în armată, da. După aceea am mers în armată, am făcut armata 20 de luni sub armă. 20 de luni? 20 de luni. Unde? La Iași. La Iași v-o trimis. La Iași. Acolo am făcut la grăniceare. Și când m-am dus la armată, v-am spus că s-a adventit de ziua 7. Bine, dar pui mâna pe armă. Că așa am învățat. Pui mâna pe armă. Trag. Am tras. Când am fost la instrucție, știi, am făcut, am tras. Și a venit un ordin că toți sătanții din armata, de la jandarmă, de la grăniceri, de la pompieri, aici sunt toți care sunt sectanți,
și care afla cărți de rugăciune la ei, la detașamentul de muncă la Caransebeș. La Caransebeș. Ne-au dus acolo la detașamentul de muncă la Caransebeș, făcut un drum din Caransebeș până la Muncile Mic. Deci sectanții. Sectanții tăți. Și la care au aflat și ortodoxi, la care au aflat cărți de rugăciuni, cărți de rugăciuni de religie. Deci cam în ce an era asta? Veniseră comuniștii la putere? Da, veniseră atunci, da, atunci a început. Am înțeles. Atunci a început, da. Și apoi, v-ați dus la Caransebeș? Am la Caransebeș, acolo... Ce facem? Era mulți adventiști acolo, a fost, nu numai 16, a fost cam o, a putut să fie cam o 40, numai eram împărțiți în trei părți. Că unii eram la Caransebeș, oarecheță, unii eram, eu am fost în Bârlova, într-o sat, și mai era și încă o salveară. Pe acolo. Tot, așa. Și oarecât era la munte. La munte, dintre detașamentul, așa era detașamentul împărțitul. Și acolo ne-au chemat, adică și ne-au lăsat timp de 4 luni liberi cu sâmbata. Ne-au lăsat liberi. Și ați muncit la drumul, de la, până am la Muntele Mic. La drum, da. Am muncit la drum. Ce da? Munceați? Cum munceați? Cu târnacopul și cu lopată. Am făcut drum și care am... Dar amul la urmă, eu cu noi patru inși eram, caram grenzi din la Caransebeș cu mașina până la... Nu chiar până la munte, până unde putea mea mașina cu ele. Cu grenzi. Că făcea acolo ceva căbăni pentru armată, nu știu ce căbăni, că eu n-am fost acolo la munte. Numai acolo duceam grenzi. Și eu caram, adică eu eram cu trei de către mine, tot adventiști, pe mașina aceea, că șoferii ne luase pe noi, că îi plăcea de noi, că noi nu ne trăgeam să fugim, să ne bistă noi, ne plăcea. Și când am fost, l-am pus și martor pe ăla când ne-a condamnat. Că, el a spus că ia că am fost buni băieți, ia că am muncit și mi-a plăcut de noi. Numai, ce s-a întâmplat după 4 luni? După 4 luni atunci a fost chemat maiorul la București cu planul de lucru. Și el trebuia să bage toată armata să lucre în toate zilele, să termine cu planul de lucru. O pus acolo că are niște adventiști care nu lucre sâmbăta și nu poți nici pe ție să lucre duminica. Și o ieși să ne dea judecata. Când a venit de acolo, de la București, el era prieten bun cu un frate dintre noi, Vornica Cornelu, de chema, că avea liceu făcut și avea școală și superioară el la Vornica. Și odată eu spun la Vornica, ia că aici e Vornica, dacă nu lucra sâmbătă, vă dau o judecată, am primit ordine să vă dau o judecată. Și la odată ne anunță pe șantierul, bă, să știți că sâmbătă ne arestează. Așa au și făcut. Dar nu zis, sâmbătă trebuie să lucrăm. Nu, numai... V-ați temut un pic așa? Nu ne-am temut. Erați curajoși așa? Da, nu ne-am temut. Ați hotărât cu orice preț să nu lucrați? Cu orice preț, nici cum. Asta și... a fost credința dumneavoastră. Da, și când ne-au condamnat, ce faci? Mei cu tovarășul mai urmă la lucru, ori îți dau 20 de ani. Așa a fost întrebarea. Rămâi și te gândești. Așa ne-a întrebat. Pe fiecare personal? Pe fiecare. Unde, în ce tribunal? În Timișoara. La Timișoara? La Timișoara. Rămâi și te gândești. La urmă, apoi, dacă o vede că nu cedăm, ne bajocori, că tendința noastră e peste oțan, că nu știu ce, aveți prostie în cap, nu știu ce. Și apoi, nici ce tendința. De la 2 ani în sus până la 5 ani. Aceia doi au avut școală, unul a avut școală de predicator, Delicoță Nicolae, el a avut școală de predicator, cealaltă a avut liceul făcut. Și v-au condamnat pe toți? Pe noi, pe 16 de ani ne-au condamnat. Aveați copii atunci? N-avem. N-aveați copii? N-am avut. Dar soția era? Soția era acasă, da. Bun. Și a aflat de dumneavoastră că sunteți închis? Da, aflat-o. Vreau că eu trimis acasă. Eu am anunțat pe ei mai înainte, știi, tribunalul. Și n-o zis... Floriane, mă lași singură, ce faci? Renunță și tu la credința ta ca să fim bine. Nu zis. Nu.
Dacă o veni la mine la Arad, că de la Timișoara m-au dus la Arad, l-a făcut de coșeri și pe vremea secerii, când i-a dus la secerii, i-a scris cartea acasă, că ia, că dacă vrea să vii la mine, poate vine, că ia că la secerii. Și o vine la mine atunci, până acolo e. Și da. Cum a fost în pușcărie? În pușcărie... Tot n-ați lucrat sâmbătă? Nu, n-am lucrat sâmbătă. Aveam liber sâmbătă. Noi vinerea făceam baie la pușcărie, ne spalam, ne curățeam și sâmbătă noi aveam camera noastră acolo și cântam și ne rugam. Și nu vă persecutau ceilalți? Biblie, nu lăsa crezi la noi, dar Biblie, știi cum am ajuns de a băga Biblie? Seara eu am băgat. Am avut vestonul, cum era vestonul și era ruptă căptușala, știi? Uh-huh. Și-am băgat Biblia aici, așa înapoi. La căptușala. Ala, cum îi ziceam. Și când mă coată, roșă pe Biblia aici, am scăpat cu ea și m-am băgat cu ea în pușcărie și mă înțeleg, nu. Și dacă vă prindea, ce se întâmpla? Luați loc? O lua și nu mai aveam. Dar da, ați apucat să o băgați? Ne-am băgat și cu aia ceceam și... Dar gardianul ne-a observat că era o găuruță în ușă, știi? Așa e aceea. Noi ne rugam sâmbăta și ne-a aflat că avem Biblie, dar ea ne-a amenințat că să avem grijă că nu era voie, numai... Așa vă ascundeți. O și ținem, avem camnița așa micuță, așa ea ca acolo, știi? Îi facem foc. Dar e făcut așa, o băgam aici la camnița de desubt, așa, așa ea ca acolo, pe-n patru și era pe-astea. Prețioasă Biblia aceea. Da, e costat, nu-ți lăsa niciun fel de carte de... Domnul Florian, v-ați gândit atunci că o să urmeze vremuri în viață în care o să aveți la discreție Biblii, cărți și să puteți citi, să puteți merge la biserică, să vă închinați și nimeni nu mai dă mare importanță la asta? Ați văzut că astăzi puțini oameni dau importanță la Biblie. Cam așa, da. Pentru voi cum era o Biblie acolo? Era foarte scumpă, numai dacă o avem. Noroc că de aceea ne-am folosit cât am stat acolo la pușcărie, o an și 3 luni. Cum a fost atmosfera la pușcărie? Vara cum era? Aveați aer? Era... Avem acolo, nu putem zice nimic, că era timpul, era unul, era frate cu Ceușescu, cu fratele Ceușescului, îmi pare că era șeful pușcăriei la noi. Dej, îl chema. Nu mai știu mica mutea bine. El era un om bun, era șeful ăsta la pușcărie. Deci el făcuse pușcărie, pe exemplu, organ. Și cu mâncarea, cum v-ați descurcat? Cu mâncare? Uh-huh. Ceea ce am făcut cu mâncarea, că am... Cum s-a spus mai înainte, vedem o dată că vine o mașină de clișă plină încărcată așa, camion, încărcat cu o clișă, de așa, și am întrebat... Clișă înseamnă șuncă de porc, nu? Da, șuncă de porc. Întrebăm că pentru cine? Pentru deținuți? O, pentru... Zice că pentru deținuți. Atunci, hop, ce facem aici? Ne-am hotărât că să nu mâncăm. Toți? Să nu mâncăm. Toți v-ați hotărât. Da. În felul următor. Și-am și postit. Eu am postit sigur. Asta știu și cu 2-3 frați. Și am tras la sorț. Că să mâncăm sau să nu mâncăm. Sorțul ne-a ieșit la fiecare că să nu mâncăm. Și cum ați tras la sorț? Am făcut biletul. Că dacă... Am scris pe bilet așa, dacă să mâncăm, da, dar dacă nu, nu. Și v-ați rugat? Ne-am rugat, da. Am postit înainte și ne-am rugat și ne-am făcut niște bilețele așa, cu da și nu. Și ne-a ieșit că nu, să nu mâncăm. Și v-ați hotărât să nu mâncați? Și ne-am hotărât, apoi, că nu am mâncat. N-am mâncat în iarna aceea, numai
spanac verde, așa, fer nepărgălit, nimica. Până vara, vara, când o duc la secere. Deci vreo 6 luni sau câte luni? Toată iarna și până vara la secere, asta. Când ne-o duc la secere, când ne-o duc pe noi, ne-o duc la secere, că știu că nu fugim și lucrăm. Și ne-o duc la secere și atunci acolo ne-o dat oroi și au pus un bucătar dintre noi, din ne-o făcut mâncare. Da. Deci 6 luni, mai bine, 9 luni, toată iarna și până în vară, ați mâncat numai pâine cu spanac? Numai pâine cu spanac, așa. V-ați îmbolnăvit? Nu. Nu v-ați îmbolnăvit? Nu m-am îmbolnăvit, nu. N-ați vrut să mâncați porc? Nu. De ce n-ați vrut să mâncați porc? De ce știu că și necurat, dar și ne-a ieșit sorsul că să nu mâncăm oricum. La care am postit toți, am postit, nu știu, 3-4 dintre noi. Eu unul știu că am postit și cu 3-4 dintre noi și ne-a ieșit sorsul că să nu mâncăm. Spuneți-mi, vă rog, ați simțit prezența Domnului cu dumneavoastră în pușcărie? Da. Cum? Cum? Bunul Dumnezeu, Dumnezeu ne-a scos când noi când nu ne-am gândit. Cât ați avut condamnare? Auzi, de la 2 ani în sus până la 5 ani. Și numai și 3 luni a făcut. Nu v-ați așteptat să fiți eliberați? Nu ne-am așteptat. Facem baie vinere la pușcărie și când eram în baie, vine o care fusese un capitan o armată. Și el a început să ții cu noi sâmbata în armată, acolo, sâmbata, vine cu noi la rugăciune. Vine el, fraților, zice noi, să știți că vă liberați. După ce vă terminați de spalat, veniți la gref, adică la birou. Mem pune pe cine care era condamnat înainte cu 5 ani, întâi și apoi care era 7 ani făcut condamnanță cu 3 ani jumate și apoi cu 3 ani și numai unul a făcut 2 ani jumate și nici acea și decretul că ne-a luat jumătate de pedeapsă de la toți. Zice către noi că voi ar trebui să vă liberați amul, zice către noi, dar nu vă putem libera până în asta lună, că în asta lună trimite premiile de muncă, de ce muncem, ne lua 4 luni în iară. În loc să faci o an, nu face numai o luni. Ar trebui să vă eliberați la mâine, dar trimisese premiile de muncă la București și până vine cele aici, în asta lună vă eliberați. Dar voi erați deja bucuroși. Da, cum să nu? Bucuroși. Știam că vorbea pușcăria și ceilalți apoi că nu mai ne-au ascultat bunul Dumnezeu de rugăciunile, că noi în fiecare dimineață și în fiecare seară cântam, făceam altarul familiar acolo, știi? Cântam și ne rugam. Deci numai v-au ascultat bunul Dumnezeu de rugăciunile, deci numai pe noi din toată pușcărie, numai noi adventiști au fost decretul. Numai pe adventiști? Numai pentru noi. Extraordinar. Da. În ce an ați ieșit din pușcărie? Apoi... Nu mai știți acum. Nu mai trămâneam, nu mai trebuie, uita. Oricum, ați făcut doar un an și 3 luni. Un an și 3 luni ați am făcut de pușcărie. Și când ați ajuns acasă, ce s-a întâmplat? Când am ajuns acasă, nu m-am întopotit pe ea așa, că nu știu de mine nimic că mă liberez. Când am venit, adică ceea ce mă trimisese un frate de aici din Sumușteș, că el era om bătrân, am nu știu de ce a fost el acum băgat, dărcotă, nu știu de ce a fost el băgat acolo la pușcărie, dar m-a trimis pe mine pe Sumușteș, pe acolo, pe la familie, să-i spui că ia că, cum e, că ia că și-a pus. Am dormit într-o noapte la el, acolo, acasă, la muieri și la familie, că el m-a trimis pe la ei, pe la Sumușteș. Și m-am dus când acasă, am ajuns într-o duminică dimineață, adică pe la prânz acasă. Că am mai mers apoi de la tren, am mai mers pe-ntr-o sat acolo la noi, vecin, Totoreni, care era, aveam un frate acolo, adventist, sâmbătar, și apoi m-am dat la Dărgănești la drum, pe jos, și m-am dus pe jos, pe-ntr-o Totoreni, pe la fratele acela, și m-am dus cu el apoi, o vin cu mine până acasă, la noi.
Și cum a fost relația cu socrii până la urmă? V-a acceptat credința sau nu v-a acceptat? Socul meu a murit, lovit, adică ce s-a întâmplat cu socul meu? Aveam voi și eu și el. Și el s-a dus vara, adică se măsori oile, știi, să ne dea brânză pe ciobanul de alea. S-a dus acolo la oi, el numai așa s-a dus o haină să acopere și el nu s-a dus, s-a culcat acolo în câmp, numai cu haina aceea și o răcit. Și când a venit de acolo, gata, s-a îmbolnăvit, l-am dus la doctor, l-a îmbolnăvit și la o săptămână muri. Erați în închisoare sau veniseră? Nu, venise eu de la închisoare. Muri și dacă muri... Soacra, cum a acceptat credința dumneavoastră până la urmă? Ea apoi o primit apoi credința, s-o boteza la noi. Și soacra? Și soacra mea, da. Dar ați făcut un test cu ea, am înțeles. Cu apa sfințită ceva. E, nu, știi ce? Asta a făcut ea. Ea a făcut. Ea a făcut. Că a adus apa de la biserică și mi-a spus că eu nu cred de ce era și ce și de apă. S-a pus și o pus în cana aceea de... I-a adus apa de la biserică sfințită și o pus în ea niște bățișoare de lemne care înfloresc, știi? Uh-huh. Și le-a băgat în apă acolo. Și eu am zis că nu cred, va face ce vrei tu de către așa. Dar să știi ce? O frunzită acelea care mi l-a pus pe numele meu. Astea sunt a tale aici, astea sunt a mea aici. Și care nu... Până apoi au văzut că o frolita mele, adică care le-a pus a mea, că este că te-am negrit, așa o frolita mea, de ce mă cheamă Flori? Am înțeles. Da. Domnul Florian, da. Cum a urmat viața dumneavoastră după ce ați ieșit din închisoare? Ați mai avut necazuri, ați lucrat ca agricultor, ați învățat să faceți nuiele. Da, da. Ați făcut multe nuiele la viață, multe coșuri de nuiele. Multe, 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 făceam, da, toamna. Cam în cât timp faceți un coș de nuiele? Depoi, cam 3 la zi o facem. 3 coșuri pe zi? Da, 3 coșuri pe zi. Cum se fabrică? Povestiți-ne și nouă puțin. Cum le tai nuiele și le cursezi de frunze. Ce fel de nuiele? De răcită. Răchită. De răcită și de salcă. De salcie. De salcie, de salcie. Da. Le curezi de frunze, le tai? Frunze. Cam la ce distanță? Cam la ce lungime le tai? De lungime, de ce lungime? Că din cele de care mai groase, mai, și mai groase ca zelți o leacă așa, de cele strabă bețe la funduri, știi? Ca să fie puternic fundul. Da, să faci bețe la funduri și iar la torțe strabă să le întorci, să le faci și așa. Așa și ați trăit cu slujba asta? Am trăit cu așa, doamne fierul, am trăit până acum. Și am o fac, și coșere. Mai puteți acum, la vârsta asta? Și am o fac, da. Și nu-i greu să le întoarceți, să le... Cam greu, iau leacă, mă, dar eu am... Cam așa, am tare așa în brânz, știi, bacă brânzul nu s-așa, dar nu. Aveți stil deja, de atâția ani de experiență, știți. Da, da, da. Bun, câți copii aveți, domn Florian? 3 prunci și o fată. 3 băieți și o fată? Da. Toți sunt bine, toți trăiesc? Da, toți ai știe. Și nepoți, câți aveți? Apoi, fata știu că are 4 fete și un prunc. O 5 fete, mă, nici nu mai știu fata. Ioana iar are tot așa. Dane, Gabi și... 17 am auzit că aveți. Poate fi și mai mulți, poate fi. 17. Da, poate fi. Minunat, minunat. Poate fi. Spuneți-mi, vă rog, de-a lungul acestei experiențe de viață, de 70 de ani, deci de la 20 de ani, de când ați fost la pușcărie, până la 92 de ani, cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
Povestiți-ne despre Dumnezeul pe care l-ați cunoscut. Așa cum am povestit, cum m-a chemat fratele acela baptistul la adunare, m-am dus cu el, așa că mi-a plăcut tare, după ce am spus că fratele acela care era dentist la noi, că lucram cu eu lucram lui cu boi, eu cu boi și el nu lucra mie cu brânca, i-am spus, băi, ia că și eu mă la pocăiți, ei, bine, i-a părut bine. Mi-a dat atunci el, cum am spus, ca testamentul și o carte de cântări de la frate baptist și am mers apoi, am mers așa până după ce m-am usurat apoi. Am înțeles. Dar după ce ați făcut pușcărie, ce vremuri au urmat? După ce ați venit acasă, ați stat cu familia, ați avut copii, da. Ați avut dificultăți. Comuniștii au mai fost dificultăți. Eu n-am avut așa. Nu. N-ați avut. A fost colectivizarea pe la dumneavoastră? Nu a fost. Nu a fost colectivizarea pe la dumneavoastră? Nu, satul nostru nu a fost. Au fost așa balenii colectivizare și lazuri și cusiși, dar hincirișul nu a fost, că hincirișul a fost la dealuri. Știi? Și nu ne-au băgat un colectiv. Da. Am înțeles. Deci ați avut pământ, ați avut animale. Animale, da. Ați avut o libertate oarecare. Da. Dumneavoastră n-ați simțit prea mult povara comunismului? Nu putem zice că fără rău. Cum vă explicați longevitatea dumneavoastră, că ați trăit atâția ani? Ce stil de viață ați avut? Ce ați făcut ca să trăiți 92 de ani? Povestiți-ne, în general, cum era o zi din viața dumneavoastră? Știi, asta e, pentru mine, cam o minune am asta cu viața mea, că eu nu m-am așteptat la asta viață. Eu mă așteptam că dacă ajung la 50 de ani, apoi atunci gata, dar nici vorbă. Asta, bunul Dumnezeu, zice, mi-a dat, am simțit că el m-a menținut. Că de mâncat, uite, mulți oameni au zis că mi-a așa chiar odată, după ce m-am pocăit, atunci când am început să sunt sâmbăta, m-am dus la făcut la fabrică, l-a făcut de oloiu. Avem sămânță de rujă și de cucurbătă și m-am dus la fabrică de am făcut oloiu. Și m-am dus cu încă cu un frate, început să amândoi noi să ne sâmbăta. Și muiarea se dusese de la mine atunci. M-am dus la fabrică și am făcut oloiu, dar ce să vezi? Când am gătat oloiul de făcut, să merg către acasă, de la Binș, că la Binș am făcut oloiul. Să merg acasă, era podul la Drăgănești, podul rupt, că îl bombarda, să știi, și nu puteam trece să trecem pe pod, că nici merg că picăm o apă. Era noapte. Mergem de la fabrică. Cu ce mergeați? Pe jos? Pe jos. Cu oale? Cu oalele în brâncă, cu oalul, cu oleiul. Dar ce ne vorbim noi acolo, zice că să ne băgăm, să stăm în ei făcuse armata pază la pot ca să nu-l borbandeze nimeni, să ne băgăm acolo în cazamate, în pământ. Să stăm până să vede de ziua. Și ne băgăm acolo, în cazamate și eu, după ce m-am băgat acolo, ce s-a început să vorbească acolo, că eram mai mulți de la noi din sat. Dar eu m-am uitat a dormi. Când m-au trezit, mă scoală, m-am trezit tot așa, rece. Nu, nimic, merg acasă, merg. Dar nu mi-a mai fost bine. M-am îmbolnăvit de acolo, gata, că mor. La ce vârstă a fost asta? Asta, eram căsătorit. Măiarea se dusese de la mine, o dusese măsa. Am înțeles. V-ați gândit că nu mai trăiți. Așa. Destul și bine că m-am dus la doctor. Dar când mergeam la doctor, pe acolo, pe-n sat, mă vede unul care era de bătea pe dobă pe-n sat, știi, ca... Să anunțuri. Să anunțuri. Mă întâlnesc cu el. Apoi zice că mine, Flori, nu-ți mai cânteți cucu, zice că mine. Adică în primăvară. În primăvară. Nu mai țin cu cucu. Și
M-am dus la doctor, la un doctor la Beș, el se chema Mognat. Și mă bagă în rază, vede că e atacat la frumâne, dar aici la face, ai să te faci bine aici în femeie. Și așa că îmi dă niște medicamente, nu știu medicamente, mi-au dat așa că te berem din neguța aceea, cum liberăm, așa să înțeam putere. Gândea că bagă putere în mine. Deci mi-au dat să nu lucru, nu știu, o trei luni o să nu lucru, dar n-am putut tot să ne, nici, nu știu, să nu am o lună ba. Că îmi vinise putere. Îmi vinise putere la loc. Și așa că... Ați scăpat. Am scăpat. Deci n-am murit. Și-o vine și nevasta. Și după ce o venit soacă mea, păi, să mărg după primăvară, să mărg după măiarea, păi, și m-am dus. Și i-ați povestit ce ați pățit. Mă, era să mor aici fără tine. Și o zătoie. Și alte ocazii ați mai avut momente grele în care v-ați simțit bolnav și v-ați gândit că plecați. Nu, n-am mai fost. N-ați mai fost. N-am mai fost așa. Am mai fost un biciag așa, câte un pic așa, dar nu... Domnul Florian, dacă vă uitați în urmă, la cei 92 de ani, da. Pentru ce ați fi recunoscător în seara asta lui Dumnezeu? Pentru ce ați mulțumi? Pentru tot îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru toată viața că mi-a dat, că n-am crezut eu că ajuns și anii ăștia. N-am crezut eu că nu mă mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat sănătate, mi-a dat putere, am putut munci și am... Și ceea ce cu ajutorul Dumnezeu m-am luptat cu mine însumi că să mă țiu în frâu cu orice, să nu păcătuiesc și am îndemnat pe oricine. Cine m-a ascultat? L-am îndemnat că dacă vrea să fie mântuit, altă cale nu mai este numai Mântuitorul. Și asta îi spun și la oricine. Și îi spun și așa, dragul meu, dacă vrei să fii mântuit și vrei să... Trebuie să ai obiceiul Mântuitorului. Mântuitorul, aici stă obiceiul avea. Sâmbăta mereu la sinagogă, sâmbăta învăța pe om, așa spui la oricine cu ajutorul bunului Dumnezeu și astfel. Și dacă sunt unii tineri care se uită la dumneavoastră și nu cred cele ce le spuneți noastre. Imaginați-vă că la uită la camera aia sunt niște tineri acum care se uită. Ce le-ați spune la cei tineri? Ce le-ați spune? Ce le-ați spune? Dacă vrea să aibă viața veșnică și vrea să fie fericit, să urmeze pe Mântuitorul. Amin. Altă care nu... Aveți un text preferat din Sfânta Carte? Mântuitorul că dacă mă iubiți, despre poruncele mele și mai ales la Eclesiastul, zice că să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Oricărui om. Dacă ești om, ai datoria să păzești poruncile Bunului Dumnezeu lui Tău. Și dumneavoastră ați dorit să faceți lucrul ăsta toată viața. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu lui Tău mă lupt și astăzi și tăgea m-a luptat să păzesc poruncile Lui. Că știu că așa, dacă l-ai ascultat, va fi fericit de mine. Dar oamenii nu pot să păzească poruncile, că ei mai greșesc. Și atunci ce fac? Ce fac? Vii la Mântuitorul și să-L roge să-i dea putere să poată să ne... Să poată și să ierte. Că El e jertfa de ispășire pentru păcatul meu să întrege lumea. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară minunată. Iată cum s-a scurs timpul nostru, nu-mi vine să cred. Dragilor, am învățat multe lucruri în această seară. Am învățat că au fost oameni în istorie, la fel ca și domnul Florian Duma, care are frumoasa vârstă de 92 de ani. Au fost oameni în istorie care au considerat că Sfânta Scriptură este mai de preț decât orice și cu riscuri mari au reușit să o ducă în celula unei închisori ca să soarbă de acolo cuvântul lui Dumnezeu, să întărească pe oamenii aceia. Am văzut că au fost oameni care au stat lângă convingerile lor, deși știau că vor face pușcărie, știau că se pot întâmpla multe lucruri grave. Pușcările comuniste întotdeauna au fost teribile și aproape de netrecut cu imaginația. Dar uitați-vă, un om în viață, în 2018, după ce a trecut prin pușcările comuniste. Și aceasta a făcut-o pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Da. Nu știu câți dintre noi astăzi am mai fi în stare ca pentru cugetul nostru față de Dumnezeu să suferim, să
mergem până la capăt în credința noastră. Vă mulțumesc pentru această lecție de viață pe care ne-ați dat-o în această seară. Și ceea ce spun eu, uite, a fost unul dintre noi, adică că nu a avut armata ce făcută, că a făcut mai tânăr cu de mine. L-a chemat a doua oară la armata iară. Și atunci l-a condamnat a doua oară 5 ani. Și a fost și când l-a condamnat, el a fost la Constanța, din satul Nu mai contează, satul, dintr-un sat de lângă Constanța. Numai destul și bine că când l-a condamnat acolo a doua oară, a fost și muiere și măsa. Și uite să se lese, dar el nu s-a lăsat. L-a condamnat 5 ani, dar nu a făcut... Și au mai făcut nu știu câți ani, că m-am întâlnit cu el, că noi după ce ne-a liberat, ne-a strâns odată la București, trebuie cât am fost condamnați, să ne vedem și să ne spunem una la altă, da. M-am întâlnit cu el și odată iar la Timișoara, atunci la Timișoara m-am despărțit de el, Dumitrașcu, Dumitru Locema, din Topraisaiu. Topraisaiu, asta Topraisaiu, da. Da. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, aceasta a fost știrea cea bună. Mâine seară, o experiență de viață la fel de frumoasă, tulburătoare, cu o tânără care pentru lumea evanghelică muzicală nu are nevoie de multe prezentări. Este vorba despre Sara Stroici. Vom avea privilegiul să fie împreună cu noi Sara și să ne spună prin ce a trecut, cum în mod miraculos trăiește astăzi. A fost împreună cu noi Florian Duma, 92 de ani, agricultor din comuna Hinkeri, județul Bihor. Vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc că ați mers cu avionul pentru prima dată astăzi în viața dumneavoastră cu nepotul Lucian, prin intermediul nepoatei Adina și mulțumim tuturor celor care v-ați uitat la noi pe Facebook, pe site-ul nostru A7TV, mulțumesc grupurilor AZŞ, Român de Pretutindeni, rămâneți cu A7TV, sunt Corinde Vășan, la revedere!